Mulțumim mult de tot, Magda. Noi mergem la colega noastră Hermina, care se află la petrecerea mondenă, nu numai a zilei, nici a săptămânii, ci a anului în România, din punctul meu de vedere. Se află acolo alături de Jojo. Bună seara, Oana! Să știi că noi te așteptăm aici, dar până una alta ne-am întâlnit cu Jojo și vreau să-ți arăt cât de bine arată ea în seara aceasta. Doamne, Oana! Oana mă știe de ani de zile, nu trebuie să-i arăt nimic. Voiam să te admire și ea, cum te-am admirat și eu. Oana, uite, privește un pic ce fată frumoasă am eu aici lângă mine. Și eu, Oana. Mai, Jojo a fost o descriem frumoasă... și pe ea un pic cu camera. Jojo a fost frumoasă toată viața ei, a fost talentată toată viața ei. Și vreau să întreb, mulțumesc, în primul Oana, rând, cât ți-a luat, iubita mea, să te faci așa minunată în seara ta? Având în vedere că ai și doi copii acasă. Câteva ore bune, că doar nu m-am trezit așa de minunată. Păi asta spun. Dar să știi că astăzi am împărțit bine. Au fost pe la grădii, pe la after, apoi a venit soacra mea acasă, deci ne-am descurcat. Am avut timp să mă pregătesc. Nu e ușor să te împarți așa și cu doi copii și cu munca ta și cu ieșirile la evenimente. Nu e simplu. Nu e simplu, nu? Eu văd că voi faceți multe filmări. Nu e simplu, dar tu știi foarte bine că asta devine cumva... Da, da. Și avem și spectacolele de teatru și lucrăm și pentru blog și pentru vlogul nostru Mami și Tati de la A la Z, unde vă așteptăm să-l urmăriți pe YouTube. Apropo de povestea muncim asta foarte cu, mult și eu și Paul. Cu familia însă... asta de la A la Z. E foarte tare pentru că unul din copiii se numește Achim, celălalt Zora. Și ați făcut voi acest Achim. Joc de cuvinte minunat. Da. E multă muncă să faci toate lucrurile astea și totuși voi arătați foarte multe. N-ai avut la un dat seama că arătați prea mult? Să faci un serial pentru YouTube e greu. Nu, pentru că noi putem controla asta de fiecare dată. Noi filmăm singuri, noi montăm. De exemplu, astăzi cât eu eram la pregătiri, Paul monta episodul din Veneția, pentru că mi-a făcut o surpriză și m-a dus acolo de ziua mea. Ce frumos! Și arătăm cât ne dorim de fiecare dată și ni se pare foarte important să împărțim asta cu cei ce ne urmăresc, pentru că și ei trec prin aceleași lucruri, mai ales mămicile și tăticii, tu știi despre ce vorbesc. Și e important să vadă că nu suntem perfecți, machiați sau scoși din cutie de fiecare dată și că le avem și noi pe ale noastre și momente sensibile și momente mai grele și așa mai departe. Da, mă așteptăm pe vlog, Cătălina Grama Jojo, pe YouTube. Asta vreau să întreb. Arătați și când, nu știu, vă mai ciondăniți, poate, sau eu știu, când aveți momente din astea mai puțin vesele? Da, da, când ne contrazicem. Noi nu prea ne ciondănim. Ăsta este atul nostru principal. Însă ne contrazicem foarte des. Am înțeles. Deși, nu știu, contrazicerile noastre deseori ar putea fi luate de ceilalți drept o ciondăneală. Am avut la un moment dat Paul are un simț al umorului teribil. Și de foarte multe ori se ia de mine. Nu știu, dă-te jos din mașină, aici cobori. Și am avut foarte multe mesaje din partea susținătoarelor mele care spuneau: dar cum îl lași să se poartă așa cu tine? Și am spus: domne, omul are simțul umorului, noi suntem umoriști. Noi nu putem să stăm așa serioși și să nu glămim unul cu celălalt. Și dragul meu, acum îți răspund să părăsești mașina. Adică suntem foarte normali și foarte, nu știu, ca voi, ca noi toți. Normal. Suntem o mămică și un tătic cu problemele pe care le au orice altă mămică și tătic în anul 2018, nu știu. Da, și în plus avem și noi munca noastră și sunt convinsă exact. Că îi e greu fiecărui părinte, nu numai nouă. Deci copiii s-au obișnuit cu ideea că sunt filmați, că apar la televizor, că se vorbește despre ei, că au o viață publică până la urmă. Da, pe ei nu includem. Ei oricum au o viață publică, pentru că s-au născut în această familie, deci cu sau fără voia lor, până la urmă asta e situația. Însă noi nu îi expunem pe vlog și nici pe blog. Când apar de fiecare dată, apar cu spatele, ceea ce este un pic frustrant pentru urmăritorii noștri, eu înțeleg asta. Însă am spus că noi nu vrem să facem asta fără ca să fie voința lor. Uh-huh. Și atunci, sigur, vorbim despre ei, însă toate subiectele se învârt în jurul lor, însă nu îi expunem pe cei mici. Ni se am pare înțeles. Cumva mai corect așa. Asta e alegerea noastră. Dar dacă ei își vor dori la un moment dat? Da. Să apară? Oh, Oana, tu ești mămică și știi despre ce vorbesc. Păi știi și conversația asta, așa, decizia asta va fi luată, dar către o anumită vârstă, mai considerabil, așa. Adică eu ok, sunt de acord cu asta, dar după adolescență încolo, dacă într-adevăr își păstrează opinia.
Altfel, nu știu, nu i-aș duce neapărat pe partea asta, pentru că vreau să-mi dau seama că e o alegere asumată, știi ce spun? Okay. Un copil când e mic, el nu are o alegere asumată. El merge așa, după... cum, nu știu, ceva sclipitor, dacă vrei. De aceea nu i-am luat foarte mult, pe Achim nu l-am luat, cel puțin când era mic, foarte mult pe platourile de filmare, pentru că știam că o să-i placă foarte tare și că o să aleagă să facă asta. Păi poate că dacă o să aleagă, și mi-am dorit foarte mult să fie decizia lui. Și fără să-i aduci acolo. Da, păi dacă o să aleagă până la urmă, înseamnă... Exact, înseamnă că așa a fost să fie și o să-i susțin din toată inima, dar n-am vrut să le arăt eu, dragi copii, acesta este platoul de filmare, acestea sunt luminile, bun venit! Da, da. Nu, bun, n-am vrut să fie așa, vreau să fie o alegere care să pornească din mintea și sufletelul lor. Vă treziți de vreme, da. Aveți un program încărcat, să înțeleg că te oprești aici sau mai continui? La să mărești numărul de copii. Ca să zic așa. Eu nu mă opresc aici, deși domnul Lipate nu este de acord cu asta și avem un episod întreg dedicat celui de-al treilea copil pe vlog. Wow. Deși el nu e de acord cu asta, pentru că spune, domne, avem prea multe lucruri de făcut, și teatru, și film, și blog, și vlog, mai am și eu business-ul meu cu bijuteriile și cu toate astea, sunt la birou toată ziua, ce când mai încape acest al treilea copil? Unde mai încape el? Și o spun, domne, unde au încăput doi, încape exact. Și al treilea, hai să fim serioși. Dar deocamdată să știi că m-am gândit eu, Ana, că până la urmă noi suntem și pragmatici așa. Și m-am gândit, domne, într-o mașină, aveam așa copii în spate și scaunele de mașină în spate și zic, unde mai încape al treilea, trebuie să schimb mașina. Clar. Îți dai seama când pleci în vacanță, trebuie un bilet de avion în plus. Sau nu știu, oricum trebuie să-l transport și pe al treilea cumva, nu că doar nu o să le iei în spate. Așadar, lucrurile se complică în momentul în care apare cel de-al treilea copil, dar mie mi s-ar părea foarte frumos. Nu știu, așa îmi imaginez, că o să-l am și pe al treilea. Iubita mea, îți mulțumesc din suflet. Mai am puțin și ajung și eu acolo lângă voi. Promit că n-am să ratez petrecerea ta, să vă distrați de minune. Vă pup și vă mulțumesc din suflet. Te aștept cu o super gașcă. Și noi te pupăm, ești formidabil.